Salutare, prieteni! Astăzi vă voi prezenta versiunea gratuită a antivirusului celor de la Avira. În prima parte vom vorbi despre descărcare și instalarea antivirusului și în cea de-a doua parte voi prezenta interfața și funcțiile utile. Pentru a descărca ne conectăm la internet, folosim un browser și căutăm pe Google Avira Antivir. Chiar primul rezultat este relevant, mergem direct la Download Free Antivirus. Aceasta este pagina de descărcare. Ni se oferă acces la 3 mirroruri: download.com, softpedia și kappa.ro. Trebuie să menționez că link către această pagină am adăugat și eu la sfârșitul articolului. Deci dacă faceți click pe linkul de la sfârșitul articolului, veți ajunge direct în această pagină. Intrăm pe Softpedia, să zicem, deși oricare e bun. Alegem un server aflat în România, astfel ne sporim șansele să meargă mai repede. Și alegem să salvăm fișierul. Eu o să-l salvez pe desktop și așteptăm să descarce. După ce s-a descărcat, închidem browserul și trecem la instalarea lui. După cum vedeți, eu l-am pe desktop și îl deschid. În acest moment se dezarhivează fișierele kitului de instalare și mergem la următoarea etapă. Vă recomand să citiți termenii de licență pentru a evita neplăcerile. În următoarea fereastră vi se cere aprobarea că veți folosi Avira Antivir Personal doar în medii necomerciale. Mergem la următoarea etapă, de unde putem să alegem tipul instalării, completă sau personalizată. Dacă sunteți începători, puteți să instalați complet, nu e nicio problemă, așa îl voi instala și eu. În următoarea fereastră, puteți să vă înregistrați copia de Avira Antivir și puteți să vă înscrieți și la newsletter, adică la informații, noutăți. Nu o să înregistrez această copie, voi merge la următoarea etapă. În acest moment se instalează antivirusul propriu-zis. Vă recomand, totuși, dacă îl folosiți acasă, să înregistrați copia, astfel cei de la Avira Antivir vor ști câți oameni îl folosesc. Am terminat instalarea. După cum vedeți, mă întreabă dacă vreau să actualizez baza de date, alegem Yes. Aceasta este o reclamă care este întâlnită doar în versiunea gratuită. Dacă, să zicem, dacă plătiți versiunea full, cu licență, nu veți avea astfel de reclame și veți avea și câteva funcții în plus. Se descarcă fișierele de actualizare. Descărcarea actualizărilor s-a terminat. Acum aplicația își va actualiza modulele. Actualizarea s-a terminat și închidem această fereastră. Putem trece acum la cea de-a doua etapă.